Zi. Deci a venit la noi ziua de votare, când mai avea, când se făcea campanie, s-a venit la noi în cartier și ne-a zis așa, domnule, zice, vă promit, noi cunoscut de aici, că de aici din Iforie și taxul și asta, și a spus, voi sunteți pe primul loc, ăsta, romilor, sunteți pe primul loc, care vă dăm locuințelele să fiți și voi la rândul oamenilor. Bine, domnul primar, dar să nu cumva să... Când ajungeți pe un scaun să nu ne ziceți după aceea că să uitați de noi că precând că domne țigani sau cum ziceți dumneavoastră. Și așa a fost. Deci mergem după vot, deci a ieșit domnul primar, mergem la el. Domnul primar, ce faceți? Așteptați. Așteaptă luna. Așteaptă două. Așteaptă un an, trei, patru, cinci. Lor nu sunt. La toată lumea i s-a făcut asfaltul. Noi zice, voi primi acolo în cartier, vă băgăm și asfaltul, vă băgăm tot. Dar de unde? Nimic, știi ce aia, nimic. Și întreba și alte persoane vecini care suntem și pe acolo cu ei. Și-a rugat dacă nu se punea în genul. Ok, zi-mi exact. Deci, când am vrut să intru pe scări acolo cu toată lumea de aici, mi s-a zis așa, stați așa, ai ieșit de acolo, stați așa. Zic, domne, nu cântăm așa, vrem să vorbim cu domnul vice. Și aici nu se poate, ieșiți afară. Păi zic, cum adică, cu drepturile noastre n-avem voie să mergem la domnul vice? Nu e aici, pe partea acela a intrat domnul vicele. Pe partea acela, în spate a intrat domnul vice și a zis că nu se poate, ieșiți afară, ne-a dat afară ca pe câini. Și a spus, dumneavoastră, cu dreptul nostru ne dați afară, la poliția comunitară i-a zis. Și n-a lăsat nici bani de acolo. Poliția comunitară nu ne-a lăsat. Și după aceea a devenit jandarmeria și s-a vorbit cu băiatul la cătușe și cu Sprengă. Nu cu nimic. Deci practic v-au interzis accesul în primărie. Da, nu e voie. Că n-avem voie, auzi. N-avem voie. Și afară. Vrei să marcă afară de la muncă? Meu și n-am voie să...